Un cutremur de 3,6 grade pe scara Richter a avut loc vineri dimineață la ora 6 și 13 minute în zona seismică Vrancea-Buzău. În ziua de 28 aprilie 2023, la ora 6 și 13 minute, s-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău un cutremur cu magnitudinea de 3,6 la adâncimea de 142 de kilometri, scrie Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 55 de kilometri nord-vest de Buzău, 59 de kilometri sud-est de Sfântul Gheorghe, 60 de kilometri est de Brașov, 68 de kilometri vest de Focșani, 68 de kilometri nord-est de Ploiești, 96 de kilometri nord-est de Târgoviște. De la începutul lunii aprilie, în zonele seismice Vrancea și Oltenia au avut loc 26 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,6 pe scara Richter, scrie Agerpres. Cea mai puternică mișcare tectonică din acest an, cu magnitudinea de 5,7, a avut loc în data de 14 februarie în județul Gorj, la o adâncime de 6,3 km, relatează știrile ProTV.ro.